Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii România Creștină. Sunt Maria Jinga, iar astăzi vă invit să urmărim împreună o poveste despre modul în care biserica construiește școli, formează caractere și ne bucură sufletele. În urmă cu 6 ani, părintele Vasile Gavrilă, împreună cu mai mulți membri ai comunității Paraclisului Universitar Sfântul Nicolae Ghica din București, numit și Biserica Rusă, reușea să realizeze unul dintre cele mai frumoase proiecte ale Bisericii Ortodoxe Române. Înființarea școlii gimnaziale Sfinții Trei Ierarhi. Școala funcționează în conformitate cu programa oficială a Ministerului Educației Naționale, iar cadrele didactice sunt persoane cu o vastă experiență profesională. Deși are o identitate profund ortodoxă, dascălii fiind apropiați ai bisericii, școala nu este una teologică. Aflată sub ocrotirea celor trei mari sfinți, Vasile cel Mare, Grigorie teologul și Ioan Gură de Aur, școala gimnazială Sfinții Trei Ierarhi din București oferă o perspectivă binevenită în învățământul românesc actual. Pentru că școala se află sub patronajul Sfinților Trei Ierarhi, aș dori să-mi spuneți cât de actuali sunt Sfinții astăzi. Cred că Sfinții Trei Ierarhi, adică Vasile, Grigorie și Ioan, sunt actuali și vor fi actuali pentru faptul că ei au cucerit toate domeniile în care și-au făcut pregătirea din vremea lor și până astăzi, și eu îndrăznesc să cred că vor fi actuali până la sfârșitul istoriei, până la încheierea istoriei umanității. De ce îmi permis să spun lucrul acesta? Pentru faptul că ei vin dintr-o cultură și dintr-o spiritualitate greacă foarte puternică, au fost dăruiți de Dumnezeu cu o inteligență și o capacitate de sinteză de excepție, și având în vedere că au ajuns până la ultimul nivel de studiu, începând cu retorica, deci ceea ce numim noi astăzi științe juridice, apoi matematici, medicină și, cum se spunea în antichitate, mama tuturor științelor, filozofia, terminând apoteotic, am spune, din punct de vedere cultural, cu filozofia, au adunat toate, din toate științele acestea, le-au pus în cuptorul Evangheliei, adică prin prefacerea aceasta extraordinară a spiritualității, și așa au ieșit în lume, așa s-au avântat în lupta lor pentru țelul cel mai înalt al existenței lor. Și dacă urmărim cercetările făcute pe scrierile lor, trebuie să fac o paranteză, scrierile lor au fost publicate în ediții critice nenumărate și continuă să se editeze, vom vedea că aproape în toate domeniile au fost revendicați drept patron, drept mari dascăl. De ce? Pentru că prin ceea ce au scris, prin ceea ce au făcut, prin aportul pe care l-au adus ei în cultura, am zice, mondială, internațională, ei s-au impus și vor rămâne mai departe. Rămân actuali ca studenți, pentru că au fost studenți de excepție, rămân actuali ca oameni de cercetare, pentru că, v-am spus, domeniile pe care le-au stăpânit foarte bine, rămân actuali ca pedagogi, pentru faptul că ceea ce au învățat, au exersat în propria lor existență și în propria lor viață și apoi și-au dat seama că aceasta trebuie împărtășită semenilor lor. Și rămân actual ca oameni de cultură, iar pentru noi, pentru biserică, pentru cei ce cred în Hristos,
rămân actual ca mari slujitori ai bisericii, mari ierarhi, adică episcopi, călăuzitori, conducători de turme, turme de data aceasta duhovnicești, către ce? Către Împărăția Lui Dumnezeu. Și deci, în toate aceste aspecte, am putea spune că ei sunt de mare actualitate și închei prin a spune că putem să facem prin ei un fel de școală a modelelor. Ceea ce noi, de fapt, avem nevoie. Avem nevoie de modele și ei rămân ca modele sub toate aspectele. Pentru mine, mi se pare că este cel mai potrivit ca o școală să aibă acest model, cei trei sfinți. Vorbiți-ne un pic despre istoricul acestei școli. Care a fost ideea care a stat la baza creierii școlii? Da, școala noastră Sfinții Trei Ierarhi, școala gimnazială Sfinții Trei Ierarhi, merge pe al șaselea an de istorie. Deci începem să ne scriem un pic istoria. Și la începutul ei a fost un gând, a fost o dorință, a fost o frământare. Mărturisesc că această frământare a fost o frământare personală, pe care am împărtășit-o celor cu care trăiesc, cu care lucrez în Biserica Sfântul Nicolae Paraclis Universitar din București, și anume, unde școlim copiii noștri, văzând ce se întâmplă în societate, văzând ce se întâmplă în școli, nu că am început să criticăm vreun sistem anume, dar ne-am dat seama că trebuie să ne îngrijim și să ne gândim foarte clar ce facem cu ei. Și tocmai plecând de la modelele acestea, plecând și de la alți înaintași chiar ai lor, un Origen din Alexandria, un Clement Alexandrinul, evangheliștii care și ei au fost oameni foarte, foarte inspirați de a-o lăsa, de a-o transmis, de a-o transmis, nu? Evanghelia într-o formă de excepție, am gândit că și noi ar trebui să facem ceva pentru școală, adică să ctitorim un soi de școală. Și atunci am încercat să punem în practică. Biserica în care slujesc eu din 1992 a fost biserica ce a crescut generații de studenți. Ceea ce însemna că noi aveam studenții pregătiți acum deja, formați ca profesori. Și profesori avem, copii avem, pentru că între timp studenții s-au căsătorit și au făcut familii, avem copii, atunci, dacă avem studenți, avem copii, avem dască, haide să facem o școală. Și așa ne-am pus la treabă și am gândit un plan de dezvoltare a unei școli. Și iată-ne, acum suntem în al șaselea an, în al șaselea an de existență. Am început cu clasa întâi, pe vremea aceea clasa pregătitoare încă nu intrase în sistemul actual, și clasa cincea, deci primele clase de la ciclul primar și de la ciclul gimnazial. Și am crescut an de an. Am crescut în anul următor clasa întâi, clasa a doua, a cincea și a șasea. Și am dat deja două generații de clasa opta și urmează acum ne pregătim pentru a treia generație și deja suntem, să zicem, o școală nu numai în formare, în formare pentru că niciodată nu ne vom opri din acest proces, dar deja suntem o școală puțin formată și puțin aranjată și puțin clădită, dectitorit, adică deconstruit mai departe, mai ales din punct de vedere spiritual, educațional, cultural, încă mai avem. Ca orice proiect frumos, cred că ați avut și piedici. Au fost? Indiscutabil. Întâi de toate, piedica vine de la tine însuți, pentru că te întreb dacă poți să faci lucrul acesta, dacă îl duci până la capăt, dacă nu mare proiectul în fașă. Și luptele au fost lăuntrice. Au durat cam 2 ani până când ne-am pregătit și până când am trimis adresa pentru ca Aracip să vină să ne inspecteze și să primim ordinul ministrului ca să putem să începem. În acest timp a fost lupta căutărilor de dascăl. Ne-am dat seama că nu este suficient să fie dascăl, ci trebuie să fie dascăl de o anumită factură. Și a fost această teribilă frământare și căutare și în același timp luptă cu noi înșine, pentru că ceea ce ne propuneam noi era ceva deosebit. Ce anume? O educație dintr-o perspectivă creștină, o perspectivă a spiritualității creștine. Apoi sistemul în care trăim, de jur împrejur, numai întrebări, numai frământări,
Numai n-aș spune piedici, pentru că, pe de o parte, aș spune că am fost atât de bine primiți la Comisia de Inspecție și toate organele de stat, de fapt, și inspectoratele și toate, pentru că chiar se dorea, era prima școală ortodoxă în București. Și chiar se dorea, mi-am dat seama că sunt profesori acolo care probabil că și-au dorit și ei în timpul exercițiului lor didactic să aibă o astfel de oportunitate. Însă, după aceea, probleme mari au fost din punct de vedere financiar. Numai că ne-am dat seama de un lucru, și anume că noi trăim într-o criză. Vedeți, din 90 ne-am învățat să trăim într-o criză continuă. Și am spus, nu putem să ieșim din criză, deci facem școala în criză. Pentru că dacă o facem în situația aceasta critică, din punct de vedere material, nădăjduim că în perioade de crize și mai mari, sau dacă vom continua așa, poate vom face față. Și sigur că au fost și alți factori, dar care vă mărturisesc că în fața dorinței noastre și a semenilor noștri, acești factori la un moment dat s-au stins, au pălit, s-au îndepărtat. Și am reușit până acum, cu ajutorul lui Dumnezeu, să ajungem aici. Cum ați trecut peste partea financiară, că ați pomenit mai devreme? Peste partea financiară am trecut printr-o abordare extrem de simplă. Această școală nu este un business. Deci este o școală de suflet. Începând cu dascălii și până la fondatori și până la toți care se ocupă de această școală, întâi de toate am început să aducem noi aici ceea ce aveam. N-am venit cu această școală sau n-am constituit școala ca să luăm. A fost un lucru simplu de tot. Și atunci lucrurile se simplifică. Vom vedea că oamenii se mulțumesc și mai ales aprinși de spiritul de jertfă. Și gândiți-vă la un lucru, și anume la faptul că dascălii care au venit de matematici, de fizică, de chimie, apoi de științele umaniste, istorie, literatură, limbi străine, au posibilitatea acum, ei înșiși creștini fiind, au posibilitatea să dea ceva din vocația lor pedagogică lui Dumnezeu. Este o mică jertfă pe care o dau, dar o dau cu multă dragoste. Și așa am reușit să depășim. Sigur că am continuat. Apoi am avut, într-adevăr, sprijin din partea comunității noastre. Am avut, la anul acesta, de exemplu, am fost foarte încântat și foarte bine impresionat. Vă dați seama, am împărtășit bucuria tuturor când m-a sunat prefericitul Părinte Patriarh să mă întrebe cum mă descurc și să-i spun că destul de greu, dar cu ajutorul Dumnezeu merg mai departe, și să-mi ofere un ajutor. Și așa au venit ajutoare de colo, de colo, de colo, pentru că au simțit proiectul pe care îl facem, au simțit ceea ce dorim noi și au venit ajutoare. Nu ne-au prisosit niciodată, dar nici n-am ajuns cu lipsa până acolo încât să ne oprim din proces. Și le-am depășit. Spuneți că nu vreți să criticați pe nimeni. Totuși, această școală ce oferă în comparație cu alte școli? Mai degrabă spune ce oferă școala decât să mă gândesc. N-aș vrea să clădesc discursul meu pe lipsurile sau păcatele altora. Ce oferă această școală? Haideți să vă spun ce ne-au zis cei ce ne-au inspectat în ultimele inspecții din partea inspectoratelor. Întâi de toate au văzut că i-au felicitat pe cei la care au fost la ore și, evident, și conducerea școlii, și au observat că între dascăl și copii este o interacțiune pe care nu au întâlnit-o în alte părți. Aceasta se datorează, întâi de toate, interesului copilului sau copiilor, pentru că nu doar unul, doi, trei, ci colectivul întreg, și aceasta se datorează interesului părinților care și-au ales școala și se implică în educația lor. Apoi, de aici se vede vocația dascălui, care are capacitatea, are dăruirea să facă lucrul acesta. Apoi, mai departe, au fost impresionați de nivelul copiilor, mai ales la clasele primare. La un moment dat, în clasa de anul trecut, clasa pregătitoare, profesorul de la clasa lor a spus la un moment dat că are impresia că ar trebui să vorbească mai mult despre cultură generală cu copiii aceștia, deci clasa pregătitoare, văzând nivelul acestora. Mergem mai departe. A fost impresionați de atmosfera caldă, pașnică și de bucuria cu care interacționează dascălii între ei.
colectivul, corpul profesorat. Ei bine, acestea toate au un impact absolut deosebit asupra sufletului copilului. Cu alte cuvinte, școala noastră nu își propune doar informare, nu își propune doar îndeplinirea unui act educațional, pedagogic, să-l bifăm, ci școala aceasta își propune formarea personalității copilului. Poate cineva să mă întrebe, dar putem vorbi despre personalitate la copil? Da, putem vorbi de personalitate la copil și este în formare și este deosebit de importantă și este aspectul fundamental. Observ aici o mică expoziție, mică pentru că este doar o săliță pe care am reușit să o vedem. Vorbiți-ne un pic despre această expoziție. Expoziția aceasta este chiar un soi de decriptare, de descoperire a sufletului copiilor din școala noastră. Ne-am gândit că pentru a cinsti, pentru a realiza un medalion festiv închinat patronilor noștri, Sfinților Treierați, ne-am gândit să facem cumva altfel, să fie altceva decât ceva obișnuit. Și anume, plecând de la recomandarea profesorului de arte vizuale, ne-am gândit să-i punem pe copii la treabă, să facem din mânuțele lor niște pensule și din inimioarele lor și din mințile lor ferestre către imaginația constructivă și să șterne pe hârtie imaginile celor pe care îi văd ei ca patronei lor, ca și călăuzitori, ca dascăl mai presus decât dascălilor și să le închine și un gând. Dar cum? Într-un fel anume. Au vizionat un film documentar despre realizarea cărților în istoria umanității și au văzut că o carte cândva se scria nu într-o lună de zile, ci într-un an, în doi, în trei, cu sacrificii mari. Au văzut cărți pe care s-a așternut istoria și în care am învățat, am dus și la locuri speciale, la muzee, și au învățat să dea cu multă grijă pagina și am încercat cu ei să realizăm o astfel de pagină. Fiecare să facă o astfel de pagină în care, pe de o parte, să se raporteze, pentru că imaginea, desenul, cum suntem noi obișnuiți, în educația copilului, joacă un rol extraordinar. Pentru că el vede ceva și noi ne dăm seama ce a rămas în mintea și în inima lui numai după ce reprezintă el pe coală. Și, de asemenea, imnul, și atunci joacă un rol foarte important, i-am rugat să adreseze un gând, fie Sfinților Treierarhi, fie Domnului, fie unui sfânt patron sau unui dascăl, unui prieten de-al lui. Și atunci am făcut această expoziție care se va transforma în paginile unei cărți și sperăm să facem un proiect mai amplu. De asemenea, între imaginile acestea mai micuțe vedem și câteva imagini mai mari, care sunt operele dascălurilor, profesorului cu care au lucrat. Și totul s-a realizat într-un timp record, dar cu atâta pasiune, cu atâta dăruire, încât ei acolo și-au pus inimile lor, și-au pus gândurile lor, și-au pus practic, și-au deschis sufletul și l-au pus pe hârtie ca să-l vedem noi astăzi. Ce alte activități mai au aici copiii? Pe lângă această expoziție, astăzi avem și un mini-concert. Copiii noștri învață să cânte, învață să lucreze, sigur studiază, învață să cânte la pian, la vioară, învață să interpreteze și deci vom avea și un cor. Mini-concertul acesta este format din câteva piese care sunt dedicate Sfinților Treierarhi, Maicii Domnului și celor pe care îi simt ei de aproape. Aș spune că, de fapt, concertul acesta s-a născut din discuția lor cu profesorul lor de muzică. I-au întrebat ce vreți să cântăm, cum ne pregătim? Și tot la fel au izbucnit practic ca un zvâc interior, intern, către ceea ce i-au simțit mai aproape. Avem troparul Sfinților Treierarhi, care este cântarea ce exprimă viața și personalitatea Sfinților Treierarhi într-un mod extrem de concis. După aceea o cântare închinată Maicii Domnului,
care este pusă pe seama, al cărui text este pus pe seama unui alt mare dascăl și ierarh, Sfântul Nectarie. Și sigur că o cântare clasică, arhicunoscută, închinată Maicii Domnului, un condac. Iar după aceea avem sigur că intervențiile profesorilor în cadrul acestei întâlniri și vizionarea și practic comentariile pe marginea exponatelor și pe marginea ceea ce ei înșiși au gândit. Acesta este un an dedicat educației religioase. Vreau să vă rog să ne vorbiți puțin despre acest lucru. Da, este extraordinar. Iertați-mă că poate folosesc uneori exprimarea aceasta puțin exagerată. Este extraordinar că în lumea în care trăim ne gândim și la lucruri așa de importante, educația. Este an omagial pentru faptul că este anul care ne provoacă într-un fel prin această omagiere a educației. Ne provoacă să ne gândim și să aprofundăm preocupările noastre în planul educațional. Și acesta se întâmplă la nivel, să zicem, la nivel național. Eu aștept ca spre finele anului, dar și în anii ce vor urma, să simțim ecourile acestei comemorări. De ce și în ce sens? În sensul că, practic, odată cu trezirea conștiințelor, în raport cu copilul, în raport cu sufletul copilului, în raport cu educația lui și în raport cu viitorul neamului nostru și al întregii umanități, ne vom da seama că educația joacă un rol hotărător în ceea ce privește evoluția umanității. Aștept mult de la acest an și aș dori ca impactul să fie, cum spuneam, nu doar la nivel național, ci și la nivel european și aș îndrăzni să spun la nivel internațional. Mi-aș dori ca, așa cum am întâlnit eu foști studenți de la Biserica Sfântul Nicolae Paraclis Universitar în diferite țări din Europa sau chiar și în Statele Unite, să întâlnesc copii care să reverbereze de aici, plecând de la anul acesta omagial, în plan educațional, în plan științific și în plan cultural. Nu numai, cum spuneam, nu numai la noi, ci în întreaga lume. Thank you.
am intrat în Biserica Rusă când aveam 19 ani. Eram studentă la litere și am înnimerit la nunta unui părinte, la momentul acesta, la momentul acela era doar mire, părintele Petrache, care se cununa. Deci am nimerit într-o sărbătoare și toți erau îmbrăcați în costume populare. În acea derivă a studentului în primul an în care nu știi unde să te duci și încotro să te îndrepți, acea comunitate care m-a primit a fost pentru mine ceva extraordinar. Am zis, de aici nu mai plec. Și într-adevăr a fost un liman la care am găsit mare bucurie să merg pe toată perioada prelungitei mele studenții, pentru că după aceea, după litere am făcut istoria artei și practic 10 ani am beneficiat de acest statut privilegiat de a fi student și de a fi în Biserica Studenților. Părintele Vasile Gavrilă, căci despre el vorbim ca mentor și factor coagulant al acestei comunități, a fost cel care a știut să ne adune împreună și să ne facă să ne simțim mai puțin ciudați. Pentru că fiecare veneam din mediile noastre, ceea ce ne unea era credința și o aplecare în acei ani 90 către o căutare a unui fior spiritual mai puternic. Și această comunitate ne-a întărit și ne-a format. Acolo mi-am cunoscut soțul, mulți dintre noi s-au căsătorit acolo și au botezat copiii acolo. Și dacă părintele Vasile avea vârsta noastră de acum, noi atunci eram studenți, acum avem copii și am intrat în această comunitate cu totul, cu tot cu copiii noștri. Între timp, această comunitate a mai generat încă alte comunități în București. Noi mergem acum la Biserica Grigorie Palama din Politehnică, pentru că pur și simplu biserica a devenit neîncăpătoare. Au fost foarte mulți copii, foarte mulți părinți și atunci a trebuit un grup să meargă pe alt făgaș cu alți părinți desprinși din același duh și în aceeași, cumva, același duh comunitar în alte comunități. Și la Biserica Grigore Alexandrescu de la Spitalul Grigore Alexandrescu este o comunitate desprinsă din Biserica Rusă și practic oriunde ne întâlnim și ne regăsim știm că odată am aparținut acelei comunități a Bisericii Studenților. Pentru mine a fost esențial faptul că am întâlnit acești oameni cu aceleași preocupări ca mine. A fost o efervescență spirituală deosebită în acei ani și practic fiecare ne-am coagulat acolo unde ne-am găsit locul și unde am simțit că aderăm mai bine. Ceea ce a reușit părintele a fost să ne țină apropiați și după ce n-am mai fost studenți. Și am mers cu copiii noștri și de fiecare dată când ne întâlnim, agapele, vestitele agape, apoi ascorul care era așa în siajul Bisericii Rusești, au fost ani buni, ani în care am crescut și ne-au clădit spiritual foarte, foarte mult. Ceea ce văd acum în școala Sfinții Trei Ierarhi mi se pare un proiect extraordinar de bine elaborat și de consistent, în ciuda tuturor dificultăților, pentru că știm că nu a fost deloc ușor să aducă la un loc acești oameni și să îi țină la un loc și să găsească niște profesori adecvați. Mai ales că părintele nu-și dorea și nu, din câte știu, și am discutat foarte mult la început despre acest proiect, nu a dorit o școală confesională, ci o școală normală, care are însă ceva în plus. Să citești neume, adică să poți să citești de pe note muzică psaltică la vârsta acestor, atât de crudă a acestor copii, să poți să ai o altă abordare istorică, să poți sfinții să integrezi în viața ta de zi cu zi, mi se pare un mare plus. Și asta se simte în duhul acestei școli. E altfel. E o lumină, o pace, o trăire intensă și copiii nu sunt timorați, nu sunt zdruncinați. Sunt ferm convinsă că au același program încărcat ca și copiii noștri. Ai mei nu au mers aici pentru că au ales de foarte timpuriu să facă muzică de performanță și atunci ei s-au îndreptat fără voia noastră aproape spre învățământ de performanță în muzică și atunci această latură nu era complinită aici. Dar ceea ce văd este un duh bun, un duh foarte, foarte bun și care cred că va genera încă o masă bună de oameni care la rândul lor vor crește, vor avea copiii lor,
De exemplu, la Biserica Palama, unde mergem noi, se împărtășesc în jur de 100 de copii liturghie de liturghie. Mi se pare mult. Adică puțin în raport cu comunitatea ortodoxă, dar într-o mică comunitate în care sunt 100 de copii, duminică de duminică, mi se pare că e ceva, e o speranță. Cum este să conduceți o școală cu asemenea specific? Pe de o parte este dificil, pe de altă parte este frumos și plăcut. Este dificil deoarece sunt multe așteptări din partea părinților, a copiilor, dar și a părintelui Vasile, cel care a inițiat această școală. Iar pe de altă parte este frumos pentru că această școală este o atmosferă deosebită pe care au remarcat-o foarte mulți din cei care vin la noi în școală. Care este diferența între școala Sfinții Trei Ierarhi și o școală normală? De ce ar trebui eu ca părinte să-mi aduc copilul aici? Este, în primul rând, relația dintre profesori, cadrele didactice și dintre copii. La noi ora, când se sună de ieșire, nu s-a terminat ora. Relația dintre noi continuă și după aceea. Este o relație caldă, apropiată, noi cunoaștem problemele copiilor, ei vin foarte adesea la cancelarie în pauze și ne caută, ne cer un sfat, ne cer o părere. Avem aceeași curiculă pe care o urmează și celelalte școli, pentru că altfel nici nu am putea să existăm ca școală autorizată. În plus, sunt opționalele, care sunt oricum diferite de la o școală la alta. La noi ar fi, în plus, un curs de muzică bizantină, foarte apreciat de părinți și de copii. Cea mai mare problemă a noastră este cea a spațiului, pentru că nu avem spațiu suficient, fiind într-o școală de stat cu chirie, având închiriate acolo niște săli de clasă, nu avem spațiu să ne desfășurăm toate activitățile pe care am dorit să le desfășurăm. Care este relația cu ministerul sau cu inspectoratele? Sigur că da, noi avem, ca orice altă școală, legătură directă cu inspectoratele, cu ministerul mai puțin prin intermediul inspectoratelor, dar am avut în ultimele două săptămâni, am avut o inspecție de gradul 2, de fapt la două colege care s-au înscris pentru gradul 2, a fost o doamnă inspectoare care a asistat la ore și a spus că este ceva minunat aici în școală, este deosebit. Se vede foarte bine diferența față de alte școli, relația aceasta între profesori și copii este foarte vizibilă. Câți elevi sunt înscriși în momentul de față? 160 de elevi avem. Am pornit de la aproximativ 20, nu mai amintesc foarte bine, și acum avem, în al șaselea an de existență, 160. Am vrea să creăm un colegiu Sfinții Trei Ierarhi care să aibă de la grădiniță până la liceu. Dar tot așa este o problemă, în primul rând, de spațiu. Dacă vom găsi spațiu, ne dorim foarte mult acest lucru și noi și părinții. Ar vrea să continue la liceul ipotetic, da, care deocamdată nu există. Mă numesc Ana Maria și am 10 ani. Sunt în clasa a 4-a, școala gimnazială Sfinții Trei Ierarhi. Cum e pentru tine o zi de școală aici? O zi de școală pentru mine este o zi minunată, o zi specială din viața mea. De ce? Cu fiecare zi învăț ceva nou care mă va ajuta în viață. Am învățat să mă dezvolt mai bine, să am curaj în mine, să fiu optimistă, să fiu mereu cu capul sus. Să ai încredere și dacă nu-ți reușește ceva, să încerci până îți iese. Cum sunt profesorii aici? Sunt profesori minunați care cu ajutorul lor învăț foarte multe. Este o experiență aparte, pentru că școala este o școală aparte. Am predat și în alte școli înainte.
Este aparte prin faptul că toți cei din această școală, profesori, elevi, părinți, împărtășesc aceleași valori. Și asta face ca în toată școala să se simtă o anumită unitate, o anumită unire, o anumită comuniune. În plus, cred că este, nu cred, știu sigur, este o școală sprijinită de rugăciune, foarte mult. Au fost momente în acest un an și jumătate de când sunt aici, când am trecut poate prin momente grele și am simțit pe toți alături de mine, în rugăciune, cu fapta, cu gândul. Și e un sentiment aparte. Spune-mi o rugăciune. Cum este cu adevărat să fericim pe tine născătoare Dumnezeu, cea purerea fericită și prea inovată și mai ca Dumnezeul nostru, ceea ce și mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemenea de extrafimii, care fără stricăciuni pe Dumnezeu, cuvântul ne-ai născut pe tine, cea cu adevărat născătoare Dumnezeu, te mărim. Mă numesc Antonion, am 12 ani și sunt în clasa 6 la școala gimnazială Sfânt Stereraș. Ai mai fost la altă școală? La început, în clasa 1, deoarece școala noastră și-a început activitatea abia prin luna octombrie. Prima lună de școală am făcut-o la o altă școală care se află lângă noi și abia după aceea m-am transferat la școala noastră. Care este diferența între școala Sfinții Trei Ierarhi și o școală normală? Păi este în primul rând o diferență de mediu, de profesori, de atmosferă. E mult mai bine unde sunt acum. Ai recomandat această școală unui prieten? Da, din mai multe motive. Fiindcă este un loc mai bun, unde te poți forma mai bine și ai și oameni mai de calitate care pot să te îndrume. Noi începem orele de curs la ora 12 sau la ora 1. Înainte de a începe prima oră, facem rugăciunea cu toții, cu toată clasa și cu profesorul cu care avem ora respectivă. Care este sfântul tău preferat? Sunt Ioan Botezătorul, care este și ocrotitorul meu, de la care port și numele de Ioan. Care este cea mai importantă calitate a unui om? Să fie în iubire cu ceilalți oameni din jurul lui. În cadrul acestei expoziții, tu cu ce ai contribuit? În realizarea tabloului de aici, cu cei trei sfinți ierarhi, Vasile Grigore și Ioan Gură de Aur, pe care l-am realizat atât acasă cât și la școală, în orele de desen. E un concept mai amplu. Am avut mai multe motive pentru care am ajuns aici cu copilașii noștri. Mai întâi am pornit de la faptul că arta în curricula școlară, așa cum se regăsește ea astăzi la noi în România, este una din cele mai dezavantajate materii școlare. A fost restrânsă la o singură oră pe săptămână, se părea că ar vrea să fie scoasă de tot. Și totuși noi, profesorii de arte, nu numai de arte vizuale, muzică, balet, teatru, ne-am dat seama de fapt că stăm pe o ladă de comori. Materia noastră este de fapt un instrument prin care copilul poate să învețe cu totul alte materii, chiar și materiile științifice. Pentru că arta este un fel de liant. Prin ea poți să fixezi conținuturi, după ce copilul le-a înțeles. Are rol proiectiv, pentru că e un fel de interviu dat celui mic, în care el își exprimă lucruri pe care altădată verbal nu le-ar exprima. Este un mijloc de comunicare extraordinar, non-verbalul. Și noi îi ajutăm prin aceste ore pe care le oferim copiilor noștri, chiar intensiv față de alte școli. Noi ne întâlnim și în weekend, facem extrașcolar foarte mult, în așa fel încât să îi facem să comunice mai bine între ei. Arta te ajută prin limbajul ei să te exprimi mai bine și astfel copiii noștri simt eu așa, se încarcă de energie unii de la alții, scapă de frustrarea lipsei de împărtășire cu celălalt și devin mai uniți. Deci primul scop este constituirea unui team building între ei și ajută foarte mult și pe alte paliere, leadership, iarăși foarte, vezi foarte bine din ceea ce ei lucrează, nu neapărat vorbind, deci doar văzându-i împreună și punându-i să facă lucruri cap la cap. Le-am promis că încercăm un concept care să fie ca un fel de șirag,
minunat. Să începem prin această expunere de proiecte. Fiecare copil a fost provocat să creeze o pagină, o singură pagină a unei cărți care va fi cartea școlii noastre. Copiii au luat cunoștință de faptul că în epoca medievală primele cărți ilustrate se făceau cu foarte multă jertfă, se lucra ani de zile la o carte, ca să înceapă să prețuiască această carte, să nu vadă doar prețul ei de pe raft, să-i vadă valoarea. Și atunci l-am pus pe el în situația de a face o singură filă de carte și a văzut ce înseamnă să lucrezi 3 zile la o filă de carte. Și au fost adunate și expuse desfășurat pe pereți, alături de lucrări ale mele, pentru că m-a preocupat foarte mult tema și cele mai mari sunt ale mele. Zic, ar fi frumos să expună profesorul alături de studenții lui și, în afară de faptul că avem această finalitate artistică, vom crea o carte, obiect, vom face și un pas 2, vom face un pas în social mai departe. Proiectul nostru va fi pe termen lung. Instrumentele pe care noi le-am descoperit, faptul că putem să ne exprimăm făcând teatru de animație, teatru de umbre, teatru de păpuși, expoziții de arte vizuale, putem să cântăm, să creăm concerte, putem să facem spectacole de dans. Toate aceste instrumente pot fi împărtășite și altor copii. Nu vom rămâne egoiști, să le știm doar noi între noi. Și vrem să descindem în alte instituții școlare, în centre de plasament, în orfelinate, în azile de bătrâni, să le arătăm altor copii sau altor oameni cum ne jucăm noi, să-i luăm împreună. Și pentru asta avem nevoie de niște resurse. Și ca să ne fie mai ușor, ne-am gândit că am putea face o campanie umanitară cu lucrările noastre. Copiii noștri le-au pictat, au fost înrămate, au fost expuse astăzi în acest spațiu minunat pe care ni l-a oferit Hanul Gabroveni și le vom transmite celorlalți din jurul nostru că ne pot ajuta achiziționând lucrările noastre, care pot decora spații somptuoase. Lucrările sunt de o valoare artistică foarte înaltă, chiar dacă sunt lucrate de copii. Și cu aceste resurse, noi vom încerca să ajungem în orfelinate să facem art terapii cu acei copii care nu au atâta comunicare, nu se ocupă foarte multă lume de ei, n-au dragostea pe care o au copiii noștri. Ai noștri trebuie să vadă, să învețe din asta, să vadă că dragostea mamei, a tatei, a prietenilor este de neînlocuit și că unii copii nu o au și că ei pot să o dăruiască. Și încercăm să fie un fel de sămânță ceea ce am făcut noi astăzi. Fiecare pagină a copilului a fost, în primul rând, o grădină pe care el și-a stropit-o și a însămânțat-o, o grădină a relației lui cu Sfinții și Dumnezeu. A văzut că nu trebuie să fii un mare talent, n-am lăsat pe nimeni în urmă. Absolut fiecare copil a reușit să creeze o astfel de pagină cu imaginația sa. Și mai departe vor reuși să strângă mai mult, să culeagă și mai multe zâmbete cu această mică grădină a lor din pagini colorate. Și sperăm din suflet că această inițiativă vom putea derula pe termen mai lung și poate ni se vor alătura și alții să ne sprijine și să încerce această școală să nu rămână o enclavă, să nu ne înconjurăm de un cordon prin care să ne protejăm de exterior, să încercăm, cum am văzut la, mă gândesc acum, sunt geamurile autobuzelor unde scrie ieșire de siguranță. Noi, pentru a oferi o ieșire de siguranță, noi trebuie să ieșim în afara acestui cerc în care suntem și să oferim bucuria noastră, grădina noastră și celorlalți. Că până la urmă, ăsta e raiul. Dacă noi reușim să ne grădinărim prieteniile cu ceilalți, vom obține raiul care nu e altceva decât grădina relației noastre cu Hristos. Și începem așa. Și vă mulțumim mult! Mă numesc Dumitrescu Maria și sunt clasa 7-a. Am ales această școală, atât eu și părinții mei, pentru că la școala de la care am venit, copiii nu erau foarte cuminți, ca să spun așa, și pentru că aici este un alt mediu, mai bun, pot spune, pentru că mi se pare că toți oamenii din școală, profesori și elevi, comunică altfel și se dăruiesc mai mult profesorii. Am învățat multe, chiar foarte multe lucruri noi, pentru că am trecut în primul rând la gimnaziu și atunci au fost alte cunoștințe. Și m-au ajutat foarte mult profesorii mei. Care este materia ta preferată? Îmi plac cam toate materiile.
Nu am una care să îmi placă mai mult decât celelalte. Ce faceți voi la ora de religie? Noi facem ora de religie cu părintele Vasile Gavrilă și dânsul ne expune multe lucruri și lecția o întoarce pe toate fețele și ne povestește multe lucruri, mai ales din istoria Țării Sfinte. Care este sfântul tău preferat? M-a impresionat viața mai multor sfinți, dar nu știu ce să zic, cel mai mult m-a impresionat viața Sfântului Luca al Crimei, pentru că a fost un mare doctor care și-a pus viața și în slujba poporului, în slujba poporului, adică i-a și ajutat și din punct de vedere spiritual și din punct de vedere trupesc, omenesc. Părintele Vasile Gavrilă ne este și duhovnic. Auzisem de școală, dar nu știam dacă să facem pasul. Cochetam așa cu ideea și până la urmă am spus, adică am văzut că fetele își doreau foarte mult un alt colectiv față de cel pe care îl aveau până la momentul respectiv. Și am spus, bun, tragem linie și schimbăm tot. Și am zis că mergem la școala părintelui. Noi știindu-l pe părinte ce fel de om e, știindu-i și pe profesorii de acolo, cum spuneam, ne știam de dinainte ca fetele mele să vină la școală, știam ce fel de oameni sunt și am zis, clar, este un bun început. Și nu regretăm absolut nimic, este minunat. Prin tot ce fac, orice li se cere de la școală, fie că-i temă, fie că e o altă activitate, fac cu drag și abia așteaptă să primească noi provocări sau, nu știu, orice, li se pare minunat. Cât de important este Dumnezeu în această poveste? Oh, păi fără El n-ar fi existat nimic din tot ce spunem noi aici.